Promovarea în Liga A, Prahova se va juca până în ultima etapă Superliga B, programând în chiar ultima rundă derbiul dintre CS Câmpina și AS Starchioști, ambele echipe având 61 de puncte în clasament. Ierarhia finală și implicit echipele care vor promova direct, precum și cele care vor merge la baraj, se vor stabili și după ce se vor cunoaște rezultatele la partidele Triumf Poiana Câmpina, avântul Tomșani. Gazdele au 63 de puncte și sunt 99% în Liga A, în timp ce satelitul celor de la CS Blejoi, 61 de puncte, are nevoie e tot de victorie cu viitorul Pucheni Mari, având rezultate directe favorabile cu celelalte echipe cu care se luptă pentru promovarea directă. În etapa 33 a Superligii B, Prahova, lideră de clasament, este ACS Triumf Poiana Câmpina cu 63 de puncte. Pe ultimul loc este avântul Tomșan cu doar 11 puncte.